500. Cât avem? Cât are? Un film 685 ori 300, 555. Eu am zis 500. Bun. E bine? Sunt de la țară, dar mai fac naveta la oraș și mai las-o acolo. Bine faceți! Curtea de Argeș. Pe gustate și pe încercate, așa își vinde marfa Ștefan Gheorghe, producător venit de la Curtea de Argeș. Se laudă că are produsele cele mai gustoase, care sunt 100% naturale. E prima dată când vine la Severin să-și vândă marfa. Venim de la Curtea de Argeș. E pentru prima dată când venim la dumneavoastră aici. Avem produse numai din porc și cașcaval de vacă, de văcuță și burduf de oiță. Avem un mușchi afumat, mușchi și ceafă, jambonul care este foarte bun de asemenea afumat, costița, șunculiță numai cu fum, șunculiță cu usturoi și cu boia, cârnații tocat mare, tradițional, avem o tobă bună. Prețurile pornesc de la 35 de lei kilogramul, dar pot fi și mai ieftine pentru că totul se negociază. Ia gustați, domnul, ia veniți. Domnul, nu mă refuzați. Nu mă refuzați, poftiți și gustați. Haideți, gustați. Mă tobiță, domnule. Ia gustați. Să vedeți și doamna să guste. Eu am dat. E bună? Da, da. Am cumpărat pastram, cartaboș și produse bune. Am și gustat din ele și erau foarte bune. De casă făcute? Așa se zice că de casă și par într-adevăr de casă. Ce v-a atras la ele? Aspectul. Aspectul este foarte frumos, dar și gustul este foarte bun. Toate produsele sunt făcute din carne, fără conservanți sau arome artificiale. Venim de la Sibiu, din mărginimea Sibiuului, de la Jina. Și avem produse făcute de casă, natural. Cârnați, afumate, toate sunt afumate. Slănină fiartă în usturoi, aia e un pic afumată, foarte bună. Cârnăciori afumați. Rețetele de unde sunt? De la noi, de la bunicii noștri, bineînțeles. De la părinți. Printre clienți au mai fost și nemulțumiți. Eu n-am mamă ca să-mi crească porc. Numai ăștia au. Cum vi se par prețurile? Și marfa? Ați gustat? Să gust de la ăștia. Să iau, eu știu cum sunt făcute. Cred arată că arată bine? Da, mai ca ale mele n-arată. Târgul de produse tradiționale românești a fost organizat special de Ziua Națională a României, iar producătorii vor sta la noi 3 zile.